Și să mai bem o lecuță dintr-o bună cafeluță, o ceașcă încărcată de cafelele voastre. Mulțumesc Izabelei, mulțumesc lui Octavian, lui Daniel, mulțumesc tare mult de cafea. Am primit multe cafele și din America, dar dacă le puneam în ceașca asta, se revărsau peste, așa că mulțumirile pentru diasporă vin mâine, ca și votul din diasporă. Cafeaua din cana cu inorogi, domnul agent imobiliar, domnul Tavi mă tot bate la cap să fac o cafea, o ceașcă de cafea mai specială. N-am avut timp să ajung încă la magazin să fac o ceașcă personalizată. Bem și din asta că bună îi. Cafea amară, cafea amară ca și rezultatele la alegeri pentru unii. Surprize, așa-i? Au fost surprize, dar hai să vedem niște aspecte. Votul prin corespondență. Degeaba. Mai când a dus cu poșta română voturile prin corespondență, s-a terminat. Votează românul pentru parlamentare, poșta română aduce voturile peste 4 ani, când sunt alegerile locale. Deci dacă ai încredere că poșta română îți livrează plicurile, la revedere, tabără dragă. Diaspora a avut secții de votare în care a bătut vântul. Așa e românul, domnule. Dacă nu stă la coadă să voteze, nu simte că a votat. Așa, dacă a putut să voteze 2 zile, diasporenii noștri dragi n-au fost interesați. Ruralul iar n-a mers la vot. Și explicabil. Ce se întâmpla în mediul rural? Prima dată mergeau la biserică, ascultau ce zicea popa, sau făceau ce zicea popa, preotul, și după aia mergeau să voteze. Acum, dacă au fost bisericile aproape închise, ce au zis? No, nici votul nu vi-l dăm. Surpriza cea mare și cea mai neplăcută a fost cea din partea tinerilor. N-au mers tinerii la vot, să le fie rușine, să le fie rușine. De asta, vedeți, înlănțuirea faptelor. N-ai tu 7 ani de acasă, școala nu te ajută și rămâi analfabet funcțional, așa că nu-ți exerciți datoria civică, nu mergi la vot, să le fie rușine tinerilor. Comozi, leneși, 4 ani să tacă din gură. Adică nu o să tacă din gură, o să plece în străinătate sau cine știe ce o să învârtă, dar nu o să facă ei mare lucru. Cei care n-au mers la vot nu o să facă ei mare lucru în favoarea țării, că votul ăsta a fost pentru țară cumva, nu? Ce a scris presa internațională? Mă doare în fund ce a scris presa internațională despre rezultatul alegerilor. Noi trebuia să-l facem după ștampilele noastre, să ne convine nouă. Nu, acum fă guvern. Ai. E greu de făcut. Așa suntem noi, ne oprim la jumate. Alegem președintele, care ar fi el, Klaus, Maus, Desktop, nu contează. Dar pe când să alegi un parlament care să susțină președintele sau invers, ne oprim la jumate. Așa suntem noi. România lucrului bine nefăcut. Dar doamna Carmen Iohannis a mers și a votat la Sibiu, imediat titlul în presa de cancan. Cum a fost îmbrăcată la vot prima doamnă a țării? Dar pe mine interesează. Cumva a fost îmbrăcată să nu-i fie frig. Klaus Iohannis a mers și a trebuit să-și dea masca jos ca să fie recunoscut, să se vadă că e el ăla din buletin. Acum eu nu mă laud și așa mai departe, dar pe mine la comisie m-au cam recunoscut după voce. Zice, știm că sunteți dumneavoastră domnul Bendea, dar așa e procedura, scoateți-vă masca 3 secunde. Izabela, Octavian, Daniel, diaspora, mulțumesc de cafea. Cafea beau că... Adică nu să mă dreg, că totuși era fost Sfântul Nicolae. Mulțumesc pentru miile de urări pe care mi le-ați trimis. Vă mulțumesc din suflet. V-am mulțumit fiecăruia cât am putut cu un like. A fost o zi deosebită și am simțit că îmi sunteți alături, că îmi sunteți aproape. Nu că aș vota eu ca să fac gargare, dar a fost un sentiment plăcut. Am vrut să iau și 2 beri ca să servesc pe cineva care s-a anunțat că trece pe la noi. M-am dus la magazin, vorba lui soacră mea, la magazin, la soră, dar am mobilizat-o și pe soacră. Am mobilizat-o și pe ea să meargă la vot. Cum să nu? Păi dacă nu mergea el, să rămână. Dacă nu mergea ea la vot, sau el la vot, cum se zice acolo, credeți că avea honor, zâmbetul ăla reușit pe față? Că iar au intrat în Parlament. Ăștia fac ce fac și intră în Parlament. Și m-am dus la soreta la magazin să iau 2 beri, interzis până la ora 9. N-o să vă fie rușine, după ora 9 seara cine? Că nu se comercializează băuturi în ziua votului. Că vezi tu, Doamne, bem bere și ajungem ca în Caragiale, cetățeanul turmentat. Eu cu cine votez? Cu cafea. Mulțumesc tare mult. Ciao. Ciao. No. Păi cam așa. Cam așa s-a întâmplat ieri și vedeți că acum...
situația nu-i prea roze, surprize destule. Dar ce m-a șocat a fost că imediat după ce s-au închis urnele la 9, toți, da, absolut toți de la partide au zis: aveți grijă, colegii noștri care sunt în secțiile de votare, mare grijă, să nu ne fure ăștia, să nu ne fure. Păi, noi ne furăm singur căciula sau cu... După 30 de ani de democrație, asta e cea mai mare problemă după ce s-au închis urnele, să nu ne fure. Extraordinar, domnule. Hoțul strigă, hoții, tății s-o apă și un pământ. Și acum am văzut extraordinar de bine acest lucru. Domnul Ciolacu jubilează la 30%. Nu știu dacă va intra la guvernare. Aici e ciudat. E ciudat ce se va întâmpla. Deși domnul Cioloș e pregătit, are câteva puncte puternice și pe care vrea să le exercite din funcția de premier, că el a mai fost premier și știe cum e să fii premier, că știe, deja știe unde e cabinetul premierului și știe acolo cum își organizează birou ca să fie cu feng shui și cu mindfulness. Orban, săracul nou, ăsta e marele perdant al alegerilor. Ludovic Orban iar ajunge șomer. Că și dacă o să încerce un guvern în jurul PNL-ului, cei cu care vor face alianța sigur nu-l vor mai dori pe domnul Orban. Plioștit aseară și Rareș Bogdan l-a zăzut. Noroc că era cu masca pe față, că altfel vedeam că îi se lăsaseră colțurile gurii. Știți ca la Spike din desenele animate cu Tom și Jerry. N-a mai ieșit, n-a mai ținut faza cu Batistuța. Batristuță? Ce să zicem, partea bună a paharului, partea plină a paharului, Ponta se va ocupa de familie. N-a intrat cu Pro-România în Parlament, a zis că se va dedica familiei. Bravo, domnul Ponta, un gest frumos. Cât credeți că se va dedica familiei? Până de seară, când va fi la un talk show și va spune ce proiecte noi are el pe lângă Parlament, pe lângă drum, pe lângă gard. Dacă Ponta se va dedica familiei, Băsescu... El s-a dedicat timpul familiei, dar mai multe părți. Când cu nevasta, când cu Udrea, nici PMP-ul n-a preieșit. Îmi pare rău de stomac. I s-a făcut rău la stomac. Și de Eba săraca. Catindată ea la Constanța și n-a prea intrat în Parlament. A zis că a votat pentru creșterea natalității. Că ea e mămică singură, mamă a 3 copii. Săraca. Bine că știe câți copii are, dar nu știe cu câți bărbați au făcut sau cu cine a făcut. No. Surprize, surprize. UDMR-ul, cum ziceam, au rămas tot timpul acolo în Parlamentul și recesii vom vedea următorul 4 ani în guvernare. Kelemen Hunor a și dimunică la-i spune că el vrea ministrul de la Sănătate, ministrul de la Cultură și de la Mediu fie ai lor, pentru că are oameni pregătiți. Da. Poate mai aduce ceva de la Victor Orban, ceva de aia de coboară la petreceri pe Burlane și fac un parlament mișto în România. Asta dacă îi lasă aurul. Măi, cine zicea în versuri? Viitor de aur țara noastră are și prevăd prin secoli a ei înălțare. Aur, mă, 9%, 8-9% aur. Ăștia cu anti, 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 anti. Dreptul e că trebuie și un pic de extremă, trebuie și un pic de naționalism. Vedeți, PRM-ul s-a dizolvat. Da, pe tribunul mai trăia. Zicea, uite, de la Șomâldoacă am ajuns la Șoșoacă. Ajuns Șoșoacă în Parlament, la circus. Trebuie să mă uit pe liste și vorbim noi zilele următoare ce personaje exotice au intrat în Parlament. Că o să ne fie dor de câte un pervers ca Bacal, Bașa, sau de câte un escroc ca și Iordache, sau de câte un libidinos ca și Șerban Nicolae. Da, apar. Grădina Parlamentului este mereu o rezervație exotică pentru animale mici, mari și mijlocii. Cert e că ea care intră în Parlament 4 ani huzuresc, după aia pensie pe viață și de noi, ca de obicei, o să-i doară la spate. Dar să nu ne întristăm, să nu ne întristăm și să prezentăm vestea bună a zilei, a săptămânii, a lunii, poate vestea bună a sfârșitului de an. Carmen de la Sălcea iubește din nou. Carmen, bravo, dragă! Să iubești din nou, că să iubești din vechi nu-i frumos. Carmen de la Sălcea iubește din nou. După atâta fric și ceață, iar se arată soarele. Poate face din asta o mania. După atâta fric și ceață, iar se arată soarele. Soarele pe strada mea, că iubesc cu inima. Am la ce să mă aștept,
Nu mai sunt cu al meu sterp. Tam, pam, 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 pam. Da, domnilor, da, doamnelor, mulțumesc de urmărire. Să vedem cum va fi săptămâna. O să înceapă iară fierberile politice, dar noi să ne vedem de ale noastre. Mulțumesc frumos de cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. Pe mâine, ciao și amore!